Stimați oaspeți, prieteni și dragi invitați, ne bucurăm în mod special că suntem astăzi împreună la acest prim moment dintr-o serie care va continua, cum să spunem, un spațiu mixt, deopotrivă prin întâlniri organizate în cadrul institutelor noastre, cât și prin întâlniri în spațiu virtual, întâlnirile online, în cadrul revistelor pe care le edităm, Sociologia Azi, bineînțeles, și revistele care au deopotrivă ediție off și online, Sociologia Românească, Romanian Journal of Social Sciences, sunt toate reviste care, într-un fel, se atașează unui gând, unui proiect pe care l-am gândit împreună cu colegii noștri, deopotrivă de aici și de la Chișinău, legat de acoperirea unui moment aniversar de incidență crucială pentru destinul neamului românesc. Este vorba despre 100 de ani de întregitate a statului român. Este vorba, altminteri spus, de un act de memorie, de amintire a ceea ce Dumnezeu a înființat cu neamul românesc, poporul român, fiindcă așa cum spunea Arsenie Boca, destinul este ascuns în Dumnezeu. În toate celelalte există condiționalități de toate felurile. Dar, în legătură cu destinul neamurilor, cu destinul persoanelor, există o taină, anume și, bineînțeles, că ea poate fi trecuită, așa cum spunea, în relațiile cu Dumnezeu. Dumnezeu a vrut și s-a împlinit. Asta a fost. Noi suntem moștenitorii unui moment care este deopotrivă istoric, dar în același timp spiritual de mare înălțime, așa cum am spus, și suntem îndatorați din punctul acesta de vedere și datoria este una cu bucuria, dar în același timp una cu gravitatea momentului față de actul acela, față de clipa aceea aurorală și de aceea noi am considerat membrii Institutului de Sociologie, grupul care a organizat, a inițiat această dezbatere, am considerat că este absolut urgent ca să ne asumăm pe latura noastră de competențe acel moment, cum spuneam, crucial din istoria poporului român. Sigur că, așa cum am spus, este primul moment dintr-o serie. Noi deschidem seria. Avem realizări în cadrul acestei serii de valoare excepțională. Au venit de la Chișinău frații noștri, domnul Turcanu, domnul Papuc, au venit cu lucrări monumentale pe care o să avem bucuria să le cunoaștem întrucâtva la prima vedere, în finalul acestei întâlniri. Este vorba despre lucrări prin care, bineînțeles, împreună noi încercăm să aducem în conștiința românească, în conștiința manifestă a tinerilor, dar nu numai, întreaga cultură românească. Din păcate, din nefericire, marele elan creator de dincolo de Prut este destul de defectuos cunoscut dincoace de Prut. Și iată o lucrare de formatul, de profilul și de monumentalitatea celei pe care astăzi o veți cunoaște în două volume, dedicate lui Ion Buzdugan, între mari poeți români, un traducător de excepție, domnul profesor, domnul director Radu Baltasiu, vă rog să ne bucurăm că suntem împreună, de la Centrul de Cercetări și de la Institutul Cultural Român, mulțumim că suntem împreună, spuneam. Deci, împreună, iată, încercăm și deschidem această serie de manifestări care dorim să culmineze, bineînțeles, în momentul aniversar în 2018. Până atunci, intenția noastră este să aducem în fața domnilor voastre lucrări foarte importante. Unele dintre ele sunt expresia unor restanțe, după părerea mea, cu o anumită gravitate a intelectualității române, de dincoace, dincolo de Prut, dar împinsă, cred, mai mult de dincoace de Prut. Și, în consecință, vom încerca să compensăm aceste goluri. Între altele, de exemplu, noi suntem datori, ca sociologi,
să aducem în fața dumneavoastră enciclopedia școlii sociologice de la București, pentru că sunt 100 de ani de la fondarea acestei școli, prin actul lui Dimitrie Gusti de la Iași, în 1918, când împreună cu Părvan, Vasile Părvan și cu Virgil Margiaru, au lansat acest proiect de amploare, de vizibilitate internațională, mondială, europeană și mondială. Și ceea ce s-a numit și se numește și se cunoaște ca fiind Școala Sociologică de la București. Dorim ca până la sfârșitul acestei perioade, acestui interval de 3 ani, cât am rămas, 4, să finalizăm măcar câteva dintre volumele care vor alcătui Enciclopedia Școlii Sociologice de la București. De aceea, astăzi, cu contribuția distinșilor noștri invitați, am deschis această întâlnire a noastră sub titlul generic Școala Sociologică de la București, întregirea statului român, așa cum ați văzut și în anunțurile noastre online și cele afișate. Și l-am invitat și a acceptat pe colegul nostru, domnul dr. Ioan Cepopa, care este sociolog, publicist și diplomat, și care ne va prezenta conferința domniei sale, o fațetă mai puțin cercetată, mai puțin cunoscută, a activității lui Dimitrie Gusti, nu numai legat de problema Basarabiei, ci în general legat și de relația sa cu instituțiile internaționale. După cum știți, Gusti a avut unul dintre proiectele extraordinare de a realiza un institut social al națiunilor, care din păcate a ieșuat, fiindcă a urmat războiul și după aceea tot ce s-a întâmplat după război a zădărâșit orice inițiativă de acest tip. Dar domnul, colegul nostru, domnul Ioan Cepopa, o să facă o prezentare, cum spuneam, sub titlul acesta generic, dintre Gusti și problema Basarabiei. După care avem marea bucurie să-l avem, să fim împreună cu domnul dr. Ioan Constantin, istoric diplomat, cercetător la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, domnia sa este lângă noi aici, în dreapta mea, care va prezenta, va face o prezentare dedicată artizanilor Unității Naționale, Basarabia, un proiect în perspectiva centenarului Unirii. Domnia sa este, are o activitate publicistică copleșitoare. Îi datorăm readucerea în conștiință, în deplinitatea conștiinței naționale, publice românești, a unora dintre personalitățile de prim rang. Deopotrivă, mari artizane ai Unirii, dar și martirii neamului românesc, este vorba despre Pantelimon Calipa, este vorba despre Ioan de Perivan, un martir universal, absolut, al unității, al românismului, care a cunoscut, Ioan să fac niște adăugiri în finalul întâlnirii noastre, și a, cum s-a spune, a cunoscut, a traversat cu un destin tragic întregul spațiu care se cuprinde între linia care unește Stettinul de Triest și dincolo, cum s-a spune, Marea Nordului de Vladivostok, pentru că a fost în toate pușcăriile și din păcate și în chip tragic și a sfârșit viața, destinul la în pușcăria de la Sighet. S-a întâlnit, cum s-a spune, și cu ecourile primului imperiu, imperiului de la nord, nord-est, și cu imperiul celălalt de la, din centrul Europei, cu ecourile, pentru că pușcăria de la Sighet a fost, de fapt, e o veche pușcărie din vechiul imperiu dualist. Acolo și-a sfârșit zilele, în chip tragic, acest mare român. Deci, domnia sa are lucrări monumentale dedicate unor personalități ilustre ale acestei idei de întregitate a românismului, pentru că nu poate fi, românitatea nu poate fi despărțită pe provincii. Noi stăm în provincie, avem dimensiune teritorială, sunt foarte importante, ori de câte ori treci pe Prut, e ca o lacrimă. Și cine n-a ascultat cântecele, melodiile extraordinare ale soților Teodolovici, copleșitoare, noi am avut, îmi pare rău că n-am reușit să punem acum una dintre melodiile lor, după versurile lui Grigore Vieru, clar că acolo este vorba despre o experiență aparte a românității, pe care, din păcate, noi cei din Coale de Prut nu înțelegem întotdeauna. Și de aceea este important și este decisiv pentru toți românii să cunoască această experiență.
nimeni nu poate, de pildă, să împlinească toate caracteristicile celui care poate să facă experiența românismului integral mai mult decât Basarabeni, frații noștri din Basarabeni. Am dezvoltat această temă într-o întâlnire specială și știu, am argumente destule. În fine, va fi în voi îngădui să adaug câteva lucruri legate de o temă care mie mi se pare foarte important, statul național trezit în lumina conștiinței martirice. Toți artizani, unirii, toți mari exponenți ai românismului integral au sfârșit în chip martiric. Și lucrul acesta ne obligă să chestionăm, să trecăm asupra acestei noțiuni, asupra acestui concept. Că e mai mult decât un concept, este, iată, o dimensiune a vieții noastre comune, colective. În paralel, vedeți, domnul Victor Roncea va prezenta una dintre lucrările portalului Basarabia Bucovina Info, un proiect realizat cu sprijin CNSAS, Partizanii Unirii Martirii Basarabiei, în imagini și documente. Ca să nu facem lucrul acesta, deci le aveți în paralel cu prezentarea noastră. Și vine în final, dar pentru încununare, o să avem, prin prezența colegilor noștri de la Chișinău, iată, această arătare către noi a uneia dintre lucrările fundamentale dedicate operei, așa cum o vedeți aici, uneia dintre mari creatori, mari poeți basarabeni, se vorba despre Ion Busuzan, și atunci o să invităm pe domniile lor, domnul Papuc și domnul Ion Surcan, să ne prezinte aceste două volume cu care, de fapt, care se încadrează toată prosedie. Prețul vieții. Asta însemnează, nu există slujirea neamului în afara iubirii totale, integrale, de neam. Cum spunea Tudor Vladimirescu, vă aduceți aminte, într-un alt context. Nu, eu am îmbrăcat cămașa morții. Pentru că adevărul este cere uneori, bineînțeles, și sacrificiul acesta. Nu voi face ilustrări suplimentare, pentru că ele se găsesc în materialele noastre. Ceea ce vă pot promite acum, în momentul acesta, când închei cele câteva gânduri, reflexii pe care am putut să vi le aduc să vi le expun, vă spun doar atâta că în revistele noastre online, pe site-urile noastre, o să regăsiți toate aceste documente, toate aceste mărturii, profiluri, lucrări, o să aveți curajul, o să aveți posibilitatea să vă reîntâlniți cu lucrările colegilor noștri, cu lucrările domnului Constantin Negrei și Gheorghe Negru, de pildă, dedicat lui Pelivan sau lui Pantelimon Halifa, pentru că vom face aceste prezentări, inițiem această serie, acest serial pe site-urile noastre, pentru că în felul acesta să realizăm un cerc mult mai larg de receptare a acestor lucrări și, bineînțeles, de rememorare a personalității care sunt, pentru celor care sunt evocați în aceste lucrări. De asemenea, trag nădejdea ca împreună cu colegul meu, cu domnul Radu Baltasiu, să finalizăm acest proiect al Enciclopediei Etnopolitice a Românilor. Volumul 1 are o secțiune, chiar așa intitulată, Martirologiu, în care sunt figurile de martiri din Basarabia, prezentate ca atare, și trag nădejdea să le punem de asemenea, să le găsiți pe site, pentru ca să aveți așa o imagine ceva mai cuprinzătoare asupra perioadei. În al treilea rând, mă bucur că este aici împreună cu noi și colega noastră, Irina Stal, pe care cade povara unei memorii de excepție, de valoare exemplară, a uneia dintre marile familii ale științei românești, familia Stal, începând cu bunicul domnului lui Paul Stal, soțul colegei noastre, care a fost, cum știți foarte bine, l-a însoțit permanent pe Iorga, pe Nicolae Iorga, a fost unul dintre, cum s-ar spune, cei care au, sunt conștiințe mărturisitoare asupra personalității lui Iorga, continuând, bineînțeles, cu marele profesor Ari H. Stal, a cărei lucrări monumentală a devenit o lucrare de referință în toate universitățile lumii. Este vorba despre lucrarea dedicată unei monografii
mod de a construi o monografie a unei comunități rurale, este tradusă în franceză și în engleză și este toate tipografiile academice din America, cel puțin, dar nu numai, este socotită o lucrare reprezentativă, comparabilă. Și continuăm, bineînțeles, cu Paul Hochstall, unul dintre reputații etnosociologi, un cunoscător de excepție ai spațiului balcanic, un analist, un comparatist al profilurilor etno-spirituale, etno-sociologice din spațiul balcanic, pe care, bineînțeles, care a început și a început activitatea prin monografii dedicate spațiului arhitecturii țărănești, spațiului rural, care au fost respinse la vremea respectivă sub motivul că sunt prea multe cruci și prea multe bordei, așa încât proiectul acela a fost, din păcate, iarăși retezat, oprit. Deci vom încerca în felul acesta să aducem în fascicule această enciclopedie a Școlii Sociologice de la București, în atenția și deci la, să le punem la dispoziția dumneavoastră. În final, acum, care de fapt însemnează momentul de deschidere pentru seria aceasta, îi invit pe colegii, pe destinșii noștri colegi, frații noștri de la Chișinău, ca să prezinte această carte, observați, o realizare și editorială de excepție, monumentală, dedicată lui Ion Buzdugan, unul dintre marii poeți, basarabeni, din păcate, necunoscut în spațiul de dincoace de Prut, așa cum vă spuneam, intervalul acesta are și o asemenea semnificație, că aduce în conștiința publică din spațiul românesc, aduce aceste figuri insuficient cunoscute, insuficient acceptate de dincoace de Prut. Cu cine începe? Domnul. De fiecare zi și clipă a pus în zer și viitoare, când se curesc din nou hotare și lumea se desparte în două, o, Doamne, împarte-ne și nouă o soartă netedă sub soare. Un poet extraordinar. Așteptăm, deci, intervenția.